Bună seara! Mâine trebuie să plec la Craiova. Am niște treabă acolo și am zis să ies să spăl mașina seara asta. Și dacă tot ies să spăl mașina, bineînțeles că o să fac și un vlog. Mergem să o spălăm și cred că ar trebui să fac un pov, că vă plac povurile. Nu-mi port șapca de plăcere, să nu mă faceți cocalar acolo sau șmecherar de ăștia. Însă trebuie să-mi întorc șapca și să pun asta. Unde e? Prinderea de pentru pov, pentru că stă foarte doar cu șapca asta pe cap, dacă nu o să facă telefonul numai așa tot drumul. Hai să vă pornesc mașina. Este caldă, nu la Colsart. Trebuie să ies din parcare prima oară. Ies din parcare, trebuie să deschid bariera și îmi pun suportul pe cap și cred că o să ne vedem de la spălătorie. Așa mă, băieți, am revenit de pe cap. Păi, spălătoria este relativ aproape, dar este fix un drum potrivit pentru un scurt pov de ăsta de la volan. Deocamdată nu este chiar așa cald, motorul trebuie să se încălzească puțin ca să facă poc poc poc. Băi, nu știu de ce, dar la mașina asta, în stoc, mă gândesc că are o influență sau ceva, popsurile sunt mult mai tari, deci are două etape. Când este pe la nivel, pe la temperatura asta, sunt foarte, foarte tari, foarte pocnesc de te sperii, după care la 100 de grade se încălzește, nu prea mai face așa, adică tot face tare, dar nu se compară cu astea pe care le dă la gradele astea. Și după care mai are o fază în care se încălzește, trebuie să mergi cu ea mai blană, se încălzește și atunci dă niște bombe. Repet, e stoc. Dacă aveți idee de la ce este asta, nu știu dacă vedeți bine voi. Ia stai să mă uit. Uite, așa cred că vedeți voi bine. Nici nu știu cum să pun. Ia să lasă așa. Da, mă, uite, așa cred că ar fi cel mai ok. Cred că la 1000 de... De fapt, nu știu dacă ar fi ok la 1000, dar eu la 1000 de... de ăștia, de abonați, aș vrea să cumpăr o cameră. Și nu știu dacă ar trebui să cumpăr un A6400 pentru vloguri sau așa, sau să filmez părțile în care mă văd eu și toate chestiile astea cu telefonul și pe lângă să cumpăr un GoPro pentru diferite cadre de la volan, mă rog, din mașină, chiar nu știu. Pentru că eu acum, nu știu dacă vedeți, am telefonul pe cap, filmez telefonul cu ăsta și cel mai bine se văd ori de pe un suport de la de pe piept, nu știu cum se numește, chest, știți voi, sau mai sunt niște prinderi pentru GoPro în care trebuie să le țin, să ții camera în gură. Știu că sună dubios, dar alea sunt cele mai clean. Bă, e ora 11 noaptea, sper să nu fie nimeni la spălătorie ca să pot să îmi filmez eu acolo cum îmi place. Mă închid puțin geamul că bate vântul. Sper să nu, fie prea multă lume la spălătorie. Mergem să spălăm. Nu știu, mai vorbesc cu voi câte ceva. Uite, s-a încălzit.
it is. Ups! Hai că poate... Pognitorile voastre îmi iau ăștia talonul. Oricum e stoc, gen... Să-mi dau amendă pentru deranjarea ordinii publice, dar... N-au ce să facă, știi? E un model mai vechi și de-aia se aude mai tare. Pana mea! Bă, mașina asta are 8 ani totuși. Am realizat și acum câteva zile. Ia să vedem unde parcăm. Aici avem verii. Bă, bineînțeles cum să parcăm la șeptarul ăsta aici. Aici s-ar auzi cu ecou, nu? Ei bine, asta a fost și video pe seara de astăzi. Sper că a ieșit ceva frumos. Îmi pare rău că Porsche acum nu prea îmi place să port, dar asta e risc și mă chinui. Mă rog, am ieșit ca să spăl mașina pentru ziua de mâine. O să merg până la Craiova, că am niște treabă și o să fac un vlog și de acolo. Și bineînțeles că nu pot să plec cu mașina murdară. Nu știu, mie mi se pare oribil să fac treaba asta, nu-mi stă în fire. Așa că, ce pot să zic, hai să strângem și la vlogul ăsta 200 de like-uri, pentru că ideea e că oricum postești dacă strângești și dacă nu, dar mă bucurești pe mine și mai ales să lăsați acolo un subscribe. Hai să ne strângem 1000. La 1000 de like-uri promit că, la 1000 de like-uri, la 1000 de abonați promit că o să fac un upgrade și o să investesc puțin în cameră. O să mă decid. Spuneți-mi și comentarii ce preferați, un GoPro sau un A6400 pentru calitate mai bună. Acum depinde de voi. O să cumpăr fix ce spuneți voi. Ce să zic, noapte bună, că eu o să trească să mă culc, e 12 noaptea și ne auzim de mâine de pe drum de la Craiova. Pa!